Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Diminuarea sau chiar dispariția cartilagiului articular ca urmare a îmbătrânirii sau pe fondul altor probleme de sănătate duce la uzura oaselor și la apariția durerilor, a inflamațiilor și uneori, în cazuri extreme, chiar la înțepenirea articulației. Cu ajutor de specialitate, viața își poate urma cursul normal, iar mobilitatea poate fi, dacă nu recâștigată, măcar păstrată. Important este ca această afecțiune să fie diagnosticată la timp, așa cum este important ca orice altă afecțiune să fie diagnosticată la timp, tratamentul să fie cel corect, astfel încât simptomele artrozei să poată să fie ținute sub control. Și discutăm astăzi despre artroze cu doamna dr. Carmen Agapie, medic specialist reumatolog. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi împreună. Mulțumesc de invitație. Există, din păcate, și momentul în care artroza nu mai poate să fie ținută sub control doar medicamentos. Și atunci se impune artroplastia. Și despre artroplastia genunchiului vom discuta astăzi cu domnul colonel medic Marius Stănescu, medic primar ortoped, șeful secției ortopedie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila din București. Iar pentru ca reușita operației să fie deplină, o importanță deosebită o are recuperarea post-operatorie. Iar astăzi vom vedea și vom afla cum funcționează aparatul numit pe scurt CPM, un aparat de mobilizare continuă a articulației post-operator, care ajută foarte mult în refacerea articulației după operație. Dar, pentru început, doamna doctor, spuneți-ne ce sunt, de fapt, aceste artroze. Artrozele, denumite și osteoartrite, sunt cele mai frecvente afecțiuni articulare caracterizate de degradarea cartilajului articular până la dispariția acestuia și remodelarea osoasă cu apariția osteofitelor și a chistelor subcondrale însoțite de suferința membranei sinoviale. Este o cauză semnificativă de dizabilitate, ocupând locul 2 după patologia cardiovasculară. În timp ajungi să ai dureri atât de mari, încât îți restrânge foarte, foarte mult activitatea și nu mai faci toate lucrurile pe care le făceai înainte. Da, s-a constatat că la persoanele cu vârstă peste 65 de ani, modificările radiologice sunt prezente chiar în absența acuzelor clinice. Adică sunt modificări ale cartilajului și osului, dar nu mai există dureri? Există dureri de intensitate mai mică sau mai mare. Pe lângă aceste dureri pot să apară diverse disfuncții articulare, prezența efuziunilor lichidiene, care de cele mai multe ori duc la dureri mari, prezentarea pacientului la medic. Din păcate, pacientul de multe ori ajunge la medic în stadiul în care gradul de uzură articulară este destul de avansat, iar posibilitățile terapeutice sunt cumva limitate. Posibilitățile terapeutice din perspectiva medicului reumatolog, care își dorește foarte mult ca pacientului să nu ajungă foarte repede la medicul specialist ortoped pentru o protezare de genunchi, de șoldă sau de ce este nevoie. Îmi spuneați chiar înainte de a intra în emisiune că, din păcate, oamenii se prezintă destul de târziu în cabinetul dumneavoastră și atunci gonartroza este chiar de stadiul 3 sau 4. Și pentru a nu se întâmpla acest lucru telespectatorilor noștri, o să vă rog să ne spuneți care sunt simptomele, cum se manifestă această artroză. Am înțeles că doare. Primul simptom pentru care pacientul se prezintă la medic este durerea. Această durere are un anumit caracter. Noi o denumim durere cu caracter mecanic. Aceasta de obicei apare după o perioadă de inactivitate sau de obicei este matinală, adică atunci când pacientul se trezește. Este însoțită de redoare matinală, adică dificultate de a mobiliza activ sau pasiv articulația. Ești înțepenit dimineața când te trezești. Senzația de înțepenire. Această redoare matinală în cadrul artrozelor nu ar trebui să depășească mai mult de 30 de minute.
Până te pui în mișcare, cum spuneam noi. Stai până să mă pun în mișcare și trece. Pacientul și trece. De obicei durează 5-10 minute, nu mai mult de atât. O putem diferenția destul de ușor de acea durere cu caracter inflamator care apare în bolile inflamatorii și este important de diferențiat acest caracter al durerii pe lângă investigațiile paraclinice necesare, pentru că până la un punct tratamentul este identic și în artroze și în bolile inflamatorii care pot afecta articulația, dar există și tratamente specifice bolilor inflamatorii. Deci, avem durere, avem redoare matinală. Avem redoare matinală. Ca și semne avem deformare articulară, avem cragmentele osoase percepute la flexia, extensia genunchiului. Avem de cele mai multe ori în cadrul gonartrozelor avansate prezența unei colecții lichidiene în spațiu popliteu, acel kiss baker. Adică facem lichid la genunchi. Facem lichid la genunchi. Sau cum zicea bunica, apă la genunchi. Apă la genunchi. Într-o articulație normală există o cantitate moderată de lichid articular, doar că în anumite situații în care cartilajul articular este degradat, în care capsula articulară suferă anumite modificări, membrana sinovială fiind și ea afectată, lichidul sinovial producându-se în exces duce la creșterea presiunii în cavitatea articulară, în acest fel apărând acele chisturi Baker, care sunt de fapt colecții lichidiene datorate presiunii crescute din cavitatea articulară. Și acestea trebuiesc drenate? Sau se pot reduce și cu tratament medicamentos? De obicei se încearcă reducerea acestora prin tratament medicamentos, adică ideal ar fi să tratăm cauza, după care să tratăm efectul. Există și puncționare, numai că acel înveliș al chistului rămâne. Este o soluție de moment. Situație în care pe moment avem o rezolvare, după care acel înveliș se reumple cu lichid în momentul când articulația este un pic inflamată sau forțată poate facem puțin, iar tratamentul ideal ar fi să fie chirurgical în anumite situații, nu în toate cazurile se recurge la tratament chirurgical. O să vorbim și despre tratamentul chirurgical puțin mai târziu, pentru că, așa cum spuneam la început, am pregătit două inserturi. Vom vedea ce înseamnă o protezare de genunchi, o protezare parțială, o protezare totală. Vom vedea și ce avem de făcut post-operator. Dar deocamdată stăm la faza pre-operator. Încercăm să amânăm cât mai mult momentul acestei intervenții chirurgicale. Și o să vă rog să ne spuneți ce analize și ce investigații putem face în momentul în care ne-am prezentat la medicul reumatolog și ni s-a pus diagnosticul de artroză. Ce avem de făcut mai departe? De obicei, diagnosticul de artroză și, în mod special, de gonartroză, care este o articulație destul de accesibilă examinării, poate fi pus pe examenul clinic și pe examinarea, pe examenul clinic, neavând nevoie ca prim pas de analize de laborator. Acestea se fac doar pentru a diferenția o artroză, adică o patologie degenerativă, de patologia inflamatorie. Putem recurge la diverse metode imagistice. De primă intenție este radiografia standard. Adică nu ne aruncăm direct la RMN sau la computer tomograf. Nu neapărat. Radiografia standard. Poate evidenția modificări la nivelul cartilajului articular prin scăderea înălțimii acestuia, prin apariția osteofitelor, prin apariția chistelor subcondrale. Adică exact tot ceea ce ne-ați prezentat până în acest moment. La fel, o altă metodă destul de eficientă de diagnostic este ecografia musculoscheletală, care poate decela aceleași modificări, dar într-un stadiu incipient. Este ușor de realizat, fără suferință din
partea pacientului. Practic sunt investigații non-invazive. Sunt investigații non-invazive. Se recurge la examinarea prin rezonanță magnetică când suspicionăm și alte leziuni. Deci nu este o investigație de rutină pentru diagnosticul artrozei. Vine, așa cum spuneam, momentul în care artroza nu mai poate să fie ținută sub control cu ajutorul medicamentelor și a terapiilor non-invazive, că vorbim de fizioterapie, de balneo și așa mai departe. Vine momentul în care se impune intervenția chirurgicală de protezare a genunchiului și în minutele următoare vom afla când se face, cum se face și ce avem noi de făcut. Nu pot imagina cum decurgea o operație de artroplastie în urmă cu peste 150 de ani atunci când a fost realizată pentru prima dată. Dar cu siguranță o să înțelegem ce reprezintă această intervenție chirurgicală în zilele noastre, pentru că invitatul meu la tableta de sănătate astăzi este domnul colonel medic, conferențiar universitar, dr. Marius Stănescu, șeful secției de ortopedie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, Carol Davila, din București. Bună ziua, domnule doctor, bine v-am găsit. Salut, bine v-am găsit. Cu toții avem prieteni, cunoștințe, rude, care suportă dureri de neimaginat ale articulației genunchilor. Dureri care deja nu mai cedează la medicamente, la antiinflamatoare, nu mai răspund tratamentelor non-invazive și care se gândesc că ar fi momentul să-și facă curaj și să vină la medicul ortoped, eventual pentru o operație pentru artroplastie. Și vreau să vă rog, pentru început, să spunem când este necesară o astfel de intervenție. Începem cu definiția unei artroplastii. Artroplastia, de fapt, reprezintă în traducere înlocuirea articulației sau oricum îmbunătățirea suprafețelor articulare, astfel încât, pe lângă scopul de a scăpa de simptome, durere, să ameliorăm drastic funcționalitatea. Sunt într-adevăr 150 de ani de la primele tentative de a îmbunătăți funcționalitatea unei articulații și la momentul acela se putea înlocui cel mult cu interfață biologică. Și la șold și la genunchi s-au interpus între suprafețele articulare cu diferite grade de deformare, de eroziune, țesuturi umane sau țesuturi animale care practic îmbunătățeau alunecarea, glisarea în articulația respectivă și astfel făceau mai suportabilă durerea. Tehnic vorbind, începem cam din a doua jumătate a secolului 20 să vorbim despre artroplastie, o înlocuire potentă, o înlocuire de bună calitate, o înlocuire cu materiale artificiale, dar care să aibă o integrare în organism, în niciun caz reject, deci materiale bioacceptabile, astfel încât nu numai simptomatologia să fie cupată, deci nu numai durerea, ci și îmbunătățirea aliniamentului, apropierea cât mai mult de mobilitatea naturală a articulației. Clasificarea însăși a artrozei cuprinde erodarea în diferite stadii a stratului de cartilagiu, de la 1 la 4, în care cartilajul începe să fie erodat, îmbătrânit, fisurat, spart până la crevase, osul denudat prin lipsa la un moment dat a cartilajului. Vorbeam aici de câteva din aspectele clasificării afectării cartilajului. Pe de partea cealaltă, clasificarea radiologică a gonartrozei, care ne ajută în mult mai mare măsură în profesie, în ortopedia de zi cu zi, include dezaxarea, pensarea spațiului pe partea mai afectată, vorbind de spațiul articular, osteocondensarea osului acolo unde compresia este considerabilă pe o suprafață mai mică decât suprafața articulară, deci excentrică.
apariția osteofitelor, acele ciocuri de care sau pinteni osteoși care cresc periarticulari, erodarea avansată până la formarea unor chisturi subcondrale, subcartilaj, care apar în oglindă. Aceste faze sunt și ele folosite în aprecierea momentului la care devine indicație artroplastia genunchiului. În principiu, în fazele, în stadiile 1 și 2, se tratează conservator, nechirurgical oricum, nu neapărat neinvaziv, pentru că mai apar infiltrațiile cu produse biologice de tip IRP, PRF, după aceea infiltrații cu soluții viscoelastice. Nu intru în discuție despre infiltrațiile antiinflamatorii care în bolile de regulă imunologice, reumatismale, inflamatorii cronice, acolo ajută, dar ajută doar simptomul, nu ajută nu și vindecă. Nu vindecă. Niciunul dintre aceste tratamente nu vindecă, pentru că e foarte bună remarca. Mă întorc la ideea că tratamentul îl facem pas cu pas, treaptă cu treaptă. După ce am cupat oarecum simptomatologia, mergem să încercăm să axăm, să refacem arhitectura. Toată lumea a văzut și știe că există varizare, deci genunchii aceia în O, sau valgizare, genunchii în X, cu diferite procente pe sex, pe vârstă și așa mai departe. În momentul în care noi încercăm axarea, putem folosi device-uri externe, așa zisele orteze, astfel încât să corectăm cât mai multe grade din abaterea axială, pentru a face, a ne apropia cât de putem de mult de o arhitectură proprie, o arhitectură standard. Am ajuns în faza 3 de artroză, atunci da, putem să luăm în considerare chirurgia. Dar nici atunci nu sărim imediat la artroplastie. Există pentru asta osteotomia. Deci reaxarea prin schimbarea unghiului în zona osoasă metafizară a tibiei, astfel încât tibia care este încurbată să poată fi reaxată, augmentat acel ic, acel unghi, augmentat cu un substituent de os și fixat cu o placă până la vindecare. Am obținut la un om tânăr de 30, 40, 50 de ani acest rezultat. Am lungit, am îndepărtat, mai bine zis, perspectiva intervenției artroplastice cu 20, 10, 20, 30 de ani. Este într-adevăr un interval de timp. Sunt convinsă că a înțeles toată lumea când se impune o astfel de intervenție chirurgicală și cred că următoarea întrebare pe care și adresează telespectatorii noștri este: ce presupune? Ce se întâmplă? Ce faceți? Vine momentul, într-adevăr, al indicației chirurgicale. Atunci începem să evaluăm, pentru că paleta, oferta tehnică de înlocuire, de artroplastie, este foarte largă. Slavă Domnului, a evoluat tehnica? A evoluat tehnica pe de-o parte și a evoluat prin cercetare, prin observare, prin studii. Au început să se nișeze indicațiile pe patologii, pe tipuri de afectare, astfel încât întotdeauna să conservi maxim ceea ce funcționează încă și să înlocuiești pe cât posibil, cum spuneam, pe principiul progresivității, ceea ce încă nu... Doar ceea ce trebuie înlocuit fix. De aici a apărut, spre exemplu, necesitatea protezei unicompartimentale. N-aș spune că este jumătate de proteză totală, ci este doar înlocuirea suprafeței articulare pe unul dintre compartimente, genunchiul având trei compartimente, medial între femur și tibie, lateral între femur și tibie și compartimentul patelofemural. Înlocuirea uneia dintre compartimente cu proteza unicompartimentală de care vorbeam. Aici, spre exemplu, avem cazul unei paciente cu gonartroză bilaterală cu varizare, deci cu genunchi în O.
La fel era și pe stânga și pe dreapta. Pe stânga, mai accentuat, s-a înlocuit doar articulația pe compartimentul intern cu o componentă metalică femurală, cu o componentă femurală tibială și cu un liner, cu un spațiator, care aici este reprezentat radiologic doar prin markerul metalic, pentru că el este dintr-o polietilenă cross-linkată de foarte bună calitate, care cu scopul de a alinia genunchiul. Deci, practic, s-a înlocuit decât aici, s-a înlocuit, cum sunt eu, decât s-a, o jumătate. Doar jumătate din, din genunchi. Cealaltă variantă, de care o să vorbim puțin mai încolo, este proteza totală. O proteză totală, aceasta, să zicem, exact aceea. Bun, ce ne trebuie nouă, de fapt, să înțelegem că trebuie să recreăm? Noi trebuie să recreăm aliniamentul. Deci, este o radiografie ortolego, pangonogramă, o radiografie de la bazin până la glezne. Deci, practic, o radiografie care prinde șoldurile, prinde genunchii și prinde și gleznele. Cu scopul de a arăta arhitectura, plecând de la șor la glezne, care este abaterea axială a segmentelor, a membrelor inferioare. O linie trasă din centrul capului femoral în centrul gleznei, în mod normal, trebuie să treacă prin centrul articulației genunchiului. În momentul în care, spre exemplu aici, linia trece în interior, abaterea este de varizare, când ar trece prin exteriorul centrului genunchiului, atunci este deformare în valgus. Calculând, plecând de la aceste lucruri, spre exemplu, aici putem să luăm în considerare ceea ce vă spuneam mai devreme, osteotomia. Când lucrurile sunt depășite, trecem la protezare. Am vorbit de unicompartimentală. Unicompartimentala are și ea favoriții indicațiile ei, adică oameni tineri. O artroză doar pe compartimentul ăla, să aibă stabilitate. Principala stabilitate a genunchiului este dată de ligamentele încrucișate anterior și posterior din, din genunchi. În momentul în care am două compartimente sănătoase, ligamentul încrucișat anterior în special ca să nu joace în față și în spate genunchiul, înlocuind doar compartimentul afectat și reaxând, scăpăm de deviere, reaxăm. Scăpăm de durere, pentru că acolo era în suferință cartilajul, osul și tot ce mai cuprinde în compartiment. Meniscuri, ligamente și așa mai departe. Omul este, repet, tânăr, l-am redat repede. Un mare avantaj, reinserție cu recuperare rapidă și mai mult, pacientul nu va simți genunchiul ca un non-self, ca un obiect străin, ca o plombă care să obișnuiască peste nu știu cât timp, că îi se pare prea înaltă, că mai știu eu ce. De ce? Noi nu scoatem proprioceptorii, deci nu rezecăm mult. Dacă vedeți, ăsta spre exemplu, în momentul în care, o să vedeți după aceea când practic rezecăm tot ce înseamnă cartilaj. Tot ce înseamnă deci trebuie remodelat astfel încât să fie o congruență perfectă, se cimentează sau nu se cimentează, să vorbim mai târziu, dar eu practic rezec aproape tot ce înseamnă în jurul articulației și cu ocazia asta practic scot și proprioceptorii, receptorii care dau sensibilitatea, orientarea pentru homunculus senzitiv și motor. Deci eu las pe loc la unicompartimentală cea mai mare parte a receptorilor de tensiune, de presiune, de orientare. Și simte corpul, și genunchiul îți rămâne ca și când totul este ok. Trecem la faza următoare de proteză de genunchi total, de care vorbeam mai devreme. Este mulajul de care vorbeam. Aici avem iarăși în funcție de principiul pe care îl aplicăm, pentru că artroplastia în timp a câștigat o mare valoare și prin personalizarea tipului de conceptul de a produce proteza,
pentru că o proteză poate să îți copieze anatomic. Personalizare, sunt două tipuri de personalizare, deci o personalizare a funcției sau o personalizare de formă. Nu, pentru formă, nu de formă. Nu formă. În aceea că proiectantul poate să copieze biologia. Copiezi o aripă de, nu știu, fluture să faci un aparat de zbor. Copiezi modelul anatomic ca să faci o proteză de genunchi. Alte principii sunt, înlocuiești într-adevăr că trebuie să fie, să semene cât mai mult până la identitate cu forma anatomică, dar funcționalitatea și modul de inserție folosește un principiu de kinematic, de urmărire a unei mișcări. Deci scopul devine, pe lângă artroplastie, copierea mișcării, ceea ce e foarte bine. Poate să fie biomecanică, poate să aibă principii diferite de a funcționa. Sunt proteze cu o rază unică, deci practic este o singură, sunt două suprafețe, o bilă cu aceeași rază și pe intern și pe extern. Sunt unele cu, proteze cu mai multe raze, pe aceeași este o elicoidală, deci asta copiază mai mult anatomia, pentru că voluta anterioară este, are o rază mai mare decât voluta posterioară a condilului. Deci tehnic fiecare amănunt începe să conteze. Cercetarea este intensă, iar principalii beneficiari sunt evident pacienții, dar și noi, pentru că asta îmbunătățește tehnica, recuperarea și pe viitor funcționare. Pot fi cimentate sau necimentate. Cu cât este pacientul mai tânăr și osul este de mai bună calitate, infradosul, deci în spatele protezei, pot să existe aplicate spreiate substanțe care să facă, cum este hidroxiapatita, care să facă priză cu hidroxiapatita nativă și atunci se cimentează biologic. Ce atunci când avem însă os mai osteoporotic sau mai greu de preparat, pentru că există multă lipsă de capital osos, atunci se fixează a priori cu ciment acrilic, care să ne dea stabilitate primară și să nu mai avem nicio grijă să așteptăm integrare. Pot să fie stabilizate. Stabilizate însemnând că aici se păstrează acest pintene care practic preia rolul aparatului ligamentar anterior. Poate să fie fără acest pintene, pentru că ne rămâne ligamentul posterior încrucișat și care dă stabilitate. Poate să fie cu platou fix ca acesta care se fixează de platoul metalic sau poate să fie cu un platou mobil care să joace în axul tibiei și să îndulcească frecarea, pentru că până la urmă vorbim de o piesă metalică, de două componente metalice și un spațiator din polietilenă, chiar dacă este de foarte bună calitate, un spațiator din material plastic, polietilenă, croslincat. Și practic decizia o luați împreună cu pacientul în funcție de cerințele, necesitățile și afecțiunea de care acesta a dat dovadă până în momentul respectiv. Da. Iată cât de mult a evoluat tehnica și... Gândiți-vă că proteza, deși ar părea că este un panaceu, nu este, nu e un pat al lui Procus. De-aia sunt și atât de multe tipuri de proteze, pentru că fiecare pacient este unic și fiecare are nevoie este de o identitate ceva care îi trebuie, căruia îi trebuie un implant cu identitate potrivită lui. E femeie, e bărbat, e gras, e slab, e lung, deci are pârghii lungi ale segmentelor. Osul este osteoporotic, este osteocondensat. Axa... Este strâmb, este drept, este... Exact. Sunt o grămadă de variabile care trebuie să luate în calcul. Toate astea trebuie integrate, astfel încât, ca într-un puzzle, astfel încât piesa respectivă să se potrivească fix pe acel pacient.
Și într-o ediție viitoare vom vorbi despre complicațiile care pot apărea postoperator, pentru că odată protezat genunchiul, chiar trebuie să avem grijă de el. Și pentru că, da, dr. Carmen Agapie, s-a vorbit foarte mult despre mișcare, că până la urmă, motivul pentru care te prezinți la medicul reumatolog, principalul motiv este că, din cauza durerilor, ți se limitează foarte mult mișcarea. Cât de important este să nu renunțăm la ea? Este foarte important. Și de asta amintim pacienților cu patologie articulară să facă mișcare pentru a-și menține mobilitatea articulară, pentru a păstra o greutate corporală optimă, pentru a menține tonusul muscular normal. Indicat ar fi ca pacienții să se adreseze unui kinetoterapeut, unde să îi se facă un plan de kinetoterapie personalizat pe care să-l repete și acasă. Ideal ar fi ca pacientul să facă zilnic mișcare. Mișcare activă, pasivă, de cele mai multe ori cea mai eficientă e mișcarea activă, pentru a preveni apariția anchilozelor articulare, li se indică pacienților să nu treacă o zi fără a se mobiliza, fără a se ridica din pat, fără a merge. De cele mai multe ori, urcatul sau coborâtul scărilor produce durere. Devine un chin la un moment dat. Devine un chin, de aceea ar fi indicat ca pacientul să meargă sau pe teren drept, să facă plimbări scurte, cu mici pauze în care se odihnesc, după care să continue. Adică nu până la limita în care apare durerea insuportabilă. Totul este să nu renunțe la mișcare și acest lucru le face bine și psihic, nu numai fizic, pentru că în momentul în care rămâi captiv în propria casă, dependent de un fotoliu sau de o canapea, lucrurile nu evoluează în direcția bună. Și pentru că ați pomenit dumneavoastră de importanța kinetoterapeutului în toată această ecuație, vă propun și eu să vedem acum cât de mult ne poate ajuta un aparat pentru mișcarea continuă pasivă, care trebuie obligatoriu făcută postoperator, iar fizioterapeutul Adrian Dumitrache ni-l va prezenta. Reușita unei intervenții chirurgicale la nivelul genunchiului nu ține doar de profesionalismul echipei de chirurgi din sala de operație, ci și de maestria kinetoterapeutului, care preia pacientul din momentul în care acesta ajunge acasă. Am poposit la prietenul nostru, Adrian Dumitrache, kinetoterapeutul emisiunii, dacă pot să spun așa. Adi, ce vedem astăzi? Bună ziua și mă bucur din nou că ești alături de noi. Astăzi o să vorbim de o articulație, în primul rând, de articulația genunchiului, pentru că e o articulație extrem de importantă care ne pune de multe ori multe probleme, indiferent de vârstă. Dacă vorbim de pacienți tineri, pot avea leziuni la nivelul meniscurilor sau ligamentelor. Dacă vorbim de sportivi, îndeosebi, sunt extrem de expuși în, dacă vorbim de această articulație, și totodată vârstnicii. Deci toate categoriile de vârstă sunt oarecum impactate de anumite patologii ale articulației genunchiului. Ce avem aici? Avem un aparat pe care îl numim CPM, de la Continuous Passive Motion. Este un aparat pe care noi îl folosim extraordinar de mult în ceea ce privește recuperarea post-intervențională. Procedura în sine constă în mișcarea pasivă a pacientului. Această mișcare pasivă se poate face pe anumite gradații, cu anumită viteză pe care o stabilim, și rolul pe care îl are acest aparat este să mențină articulația într-o dinamică. De foarte multe ori, pacientul suferă postoperatoriu din cauza faptului că avem o imobilitate pe care nu o putem depăși activ. Și atunci venim cu acest aparat care imobilizează într-un mod pasiv articulația genunchiului și în felul ăsta împiedică procesele de degenerare care apar imediat postoperator.
Sunt și anumite etape în care este setat acest aparat. Știu că la început este un pic mai mică amploarea mișcării, după care creșteți totul gradat, astfel la final să fie recuperată complet articulația. Da, unul din principalele obiective vis-a-vis de recuperarea genunchiului este recâștigarea range of motion, o numim noi, amplitudini de mișcare. După intervenție, fie că vorbim de o ligamentoplastie, fie că vorbim de o intervenție de o meniscectomie sau chiar o artroplastie, acest obiectiv trebuie neapărat atins, pentru că altfel partea de recuperare a mersului nu poate fi făcută. Și atunci, fiind un obiectiv extrem de important, amplitudinea de mișcare este recâștigată extrem de rapid folosind acest tip de aparat, în care dăm un antrenament practic pasiv pacientului și în felul ăsta nu apare nici durerea și îmi pot și eu dinamiza, să zic așa, programul de recuperare. Pentru că nimeni, dacă nu ar beneficia de acest tip de aparat, nu ar sta o jumătate de oră, o oră, de două ori pe zi să-și mobilizeze singur articulația, odată că cedezi durerii și spui mă doare și nu mai fac, și în al doilea rând nu cred că ai avea forța să faci singur toate aceste mișcări. Despre asta este vorba, fiind vorba de o mișcare pasivă, ai nevoie de cineva care să te ajute. E adevărat că în lipsa acestui aparat noi rugăm un aparținător care să facă chestiunea asta, numai că, bine ai zis, nu știi cât să te duci, nu știi cât de rapid să faci și care este perioada. Și atunci, cu tipul ăsta de aparat, poți regla toți parametrii aceștia în funcție de obiectivul pe care îl ai. Deci kinetoterapeutul asta face, reglează progresiv parametrii de viteză și de flexie-extensie pentru a ajunge până la urmă la amplitudinea maximă de mișcare fără durere, că este extrem de important ca pe tot parcursul procedurii să nu simțim durere, astfel încât pacientul să fie confortabil și să poată să stea jumătate de oră. Chiar se relaxează în acea jumătate de oră. Zgomotul pe care îl face aparatul seamănă cu torsul unei pisici și te liniștește. Câte zile trebuie făcut acest tratament? În funcție de ce patologie avem, tratamentul fluctuează de la 6 la 14 zile. Repet, chestiunea asta este orientativă doar și se urmărește evoluția pacientului. Este doar o componentă a programului de recuperare, cea de mobilizare pasivă. În programul de recuperare ai și mai multe obiective și ai și mai multe tehnici de recuperare, dar această componentă de mobilizare pasivă este extrem de importantă, cum am zis, pentru recâștigarea amplitudinii de mișcare post-operatoriu. Am putea spune că este o primă etapă imediat după operație, care precede celor care vor urma după ce se cicatrizează operația și totul este ok, moment în care pacientul poate să vină la sală să continue cu alte exerciții. Categoric se folosește în prima etapă, dar mai sunt situații în care pacientul din cauza pe parcursul recuperării, din cauza poate unor exerciții mai grele sau unui program mai dinamic, să sufere o inflamație și atunci îl întoarcem un pic în timp și îi dăm câteva ședințe de CPM pentru a drena și pentru a mobiliza genunchiul, repet, fără durere și a scădea edemă. La final să recapitulăm care sunt situațiile și intervențiile după care se folosește acest aparat. Deci, în principal vorbim de tot ce înseamnă intervenție la nivelul genunchiului, da? Meniscectomie, da? Ligamentoplastia, care este înlocuirea ligamentului încrucișat anterior, și aici dacă intrăm pe ligamente vorbim și de tot compartimentul ligamentar, deci nu neapărat de LIA, de încrucișat anterior, și bineînțeles artroplastiile, care sunt protezele de genunchi care îmi înlocuiesc întreaga articulație. În toate aceste situații noi folosim partea de mișcare pasivă automatizată, care ne-a ușurat mult munca, pentru că, cum ai zis tu mai devreme, un kinetoterapeut ar fi trebuit jumătate de oră să facă tipul ăsta de mobilizări și nu am fi avut chiar un raport exact despre evoluția pacientului.
Asta ne ajută foarte mult să știm dacă astăzi are 90 de grade flexie și mâine putem să, fără durere, și mâine putem să dăm 95 de grade ca să ajungem la, adică avem o progresivitate mult mai exactă. Nu ajută numai kinetoterapeutul munca pe care o face, ci ceea ce este cel mai important, ajută pacientul să se recupereze rapid și complet. Continuăm discuția noastră cu doamna doctor Carmen Agapie și o să vă rog să vorbim puțin despre factorii favorizanți, pentru că am aflat ce este artroza, am aflat ce putem face în faza 1, faza 2, faza 3, faza 4, am văzut ce trebuie să facem post-operator, dar cred că la fel de important este să știm ce să facem ca să nu ajungem în această situație. Și aici cred că trebuie să vorbim puțin despre stilul nostru de viață, despre felul nostru de a fi. Factori favorizanți. Atunci când vorbim de artroze, le putem clasifica ca și primare idiopatice sau secundare, secundarea anumitor patologii articulare sau extraarticulare. Ca și cauze secundare, traumatismele, în mod special la tineri, pot duce în timp la degenerare de cartilaj articular și datorită prezenței anumitor leziuni de ligament, de menisc, care în timp își pun amprenta asupra funcționalității articulației. Anumite boli inflamatorii, aici amintim mod special de poliartrită reumatoidă, spondilartrite, pot afecta inclusiv articulația pe lângă afectarea sistemică. La fel, artritele septice pot da degenerare de cartilaj articular, unele boli endocrine, ca diabetul zaharat și obezitatea, au un efect de degradare mai rapidă al articulației și al cartilajului articular implicit. Pentru că sunt convinsă că avem multe doamne care se uită la noi, doamne care sunt la menopauză și care deja au fost diagnosticate cu osteoporoză, ar trebui să-și facă și ele griji? În mod special ar trebui să-și facă griji. Și să vină la doctor. Cu atât mai mult cu cât degenerarea articulară este mult accelerată după instalarea menopauzei. Deci acesta este un factor favorizant. Acesta este un factor favorizant. S-a constatat chiar că prevalența osteoartritei la doamne este de două mai mare decât la persoanele de sex masculin. Probabil domnilor li se întâmplă în urma unui traumatism, al unei accidentări. Da, când există cauze secundare. Putem vorbi despre sportivii de performanță să aibă anumite dureri și o anumită degenerare de cartilaj? Putem vorbi datorită faptului că aceștia, chiar dacă nu suferă traumatisme minore, traumatisme majore, traumatismele minore repetate în timp duc cam la același rezultat. De aceea, la sportivii de performanță sau cei care fac mișcare în mod constant, degradarea articulară este un pic mai accentuată. Pentru că am vorbit acum despre factorii favorizanți, nu am mai menționat bătrânețea, pentru că este clar, bătrânețea este un factor favorizant pentru orice afecțiune, pentru orice boală. Aș vrea să vă întreb dacă o persoană care a avut un părinte cu gonartroză sau cu orice alt tip de artroză ar trebui să se îngrijoreze un pic. Este și factorul genetic un factor favorizant? Factorul genetic este clar implicat în apariția artrozelor. În anumite studii s-a constatat că artrozele de la nivelul mâinii sunt cu o prevalență mai ridicată la descendenții de gradul 1 sau la rudele de gradul 1. Acest fapt demonstrând implicarea genetică, susceptibilitatea genetică. Pentru că ați zis de artrozele la nivelul mâinii, să le reamintim că această afecțiune practic implică toate articulațiile din corp. Nu vorbim, am vorbit noi astăzi despre gonartroze în principal pentru că am vorbit despre genunchi, dar ni se poate întâmpla la orice articulație din corp. Ce facem ca și tratament?
Ca și tratament ideal ar fi să prevenim apariția osteoartritei sau artrozelor. Unde se poate preveni? Pentru că o mare adică parte sunt putem. Anumiți factori modificabili, le spunem noi, care țin de stilul de viață. Adică ar fi ideal să prevenim apariția obezității, fiindcă țesutul adipos secretă anumite substanțe adipochine care se pot regăsi și la nivelul lichidului sinovial. Aceste studii făcându-se pentru aceste analize făcându-se pentru anumite studii, iar acele adipochine duc la degradarea cartilajului și implicita articulației. Clar, obezitatea o putem preveni. Ce pe mai lângă putem efectul preveni? Mecanic pe care îl are greutatea corporală peste practic limitele normale. Practic este ca și cum a căra un rucsac de 10-20 de kilograme în spate, în spate și apasă pe articulații. Fumatul, după anumite studii clinice, s-ar asocia cu un grad de uzură articulară mai mare, ca și lipsa de vitamină D sau lipsa de vitamină C. Pe lângă alți factori favorizanți. Dar aici putem interveni, așa cum aici spuneați putem, și dumneavoastră. Aici putem interveni. Ca tratament? Ca tratament, de obicei se începe cu tratamentele topice, acele unguiente, creme, sub formă de spumă, gel, care se aplică local, acele topice, care au avantajul că nu se absorb în circulația sistemică decât într-o cantitate foarte mică, numai că atunci când vorbim de structuri articulare profunde, nu sunt atât de eficiente, de aceea se recurge și la tratamentul sistemic. Acele antiinflamatoare sau ce vedem noi bunicii și părinții că înghit în momentul în care au dureri. Da, de primă intenție ar fi analgeticele și aici amintim paracetamolul. Să vă rog să nu dăm nume de medicamente pe post, deci da, analgezice. Analgeticele care se pot asocia. În cazul în care acestea nu sunt eficiente, se pot adăuga acelea antiinflamatoare, dar indicația ar fi să se administreze doze cât mai mici și pe perioade cât mai scurte, cunoscându-se faptul că majoritatea persoanelor cu patologie degenerativă au o anumită vârstă, asociază și comorbidități cardiovasculare, renale, gastrointestinale, ceea ce contraindică cumva administrarea acestor antiinflamatoare, de altfel cu rezultate bune, numai că tratamentul trebuie individualizat. Și să nu facă mai mult rău decât bine. Și pentru că ne apropiem de final, cred că mai avem un minut din întâlnirea noastră de astăzi, iar repede o să vă rog să ne spuneți la capitolul Urgența este pentru urgențe, ce este o urgență în reumatologie? Când trebuie să mergem la camera de gardă? Trebuie să mergem la camera de gardă atunci când avem o articulație tumefiată, foarte dureroasă, care nu răspunde la tratament topic sau la tratament sistemic sau dacă am suferit un traumatism cu atât mai mult, dar de obicei pacienții se adresează medicului ortoped în urma traumatismelor, dar dacă articulația mai este și cu tegument cald, cu temperatură crescută, ar fi indicat să meargă de urgență la medic. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună la Tableta de Sănătate. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți și bucurați-vă de viață și de tot ce vă oferă ea în fiecare zi.